prezență în fiecare meci, ai jucat titular. Cum a fost acomodarea la, pentru tine la Lipeniță? Cum te-au primit băieții? Cum e atmosfera? Atmosfera e una plăcută din punctul meu de vedere. Îi cunoșteam pe majoritatea băieților care sunt mai experimentați de aici în echipă. Și nu știu, totul a decurs foarte simplu. M-am acomodat foarte repede, sunt un tip care e mai camelionic, care se acomodează rapid și a fost foarte ok. Cu Alexandru Pelici ai mai lucrat, probabil ți-a fost mai ușor și din acest punct de vedere. Da, exact. Am lucrat încă 4 ani în cariera mea și ne-am înțeles foarte bine și în momentul de față e aceeași reciprocitate, zic eu. Au fost câteva partide dificile pentru Lipeniță. Au înfrângere în prima rundă din această primăvară cu ACS Poli, o victorie frumoasă și muncită împotriva Udei și un egal în deplasare la o echipă foarte bună din acest campionat. Cum au fost de cele 3 jocuri? Din punctul meu de vedere, cam toate jocurile sunt grele, nu știu. Sunt echipe imprevizibile, nu poți să mergi să joci cu nicio echipă la sigur. Eu sunt construit ca să mă duc la victorie de fiecare dată când am un meci. Meciurile au fost dificile, să zicem, dar cu o organizare bună și o disciplină tactică corespunzătoare, cred eu că putem să punem probleme oricărei echipe și să câștigăm fiecare meci, pentru că eu zic că avem un lot și o echipă frumoasă și bună. Asta e o atitudine potrivită, mai ales că pentru Lipeniță urmează un nou meci dificil. Sau să nu spunem dificil, un nou meci împotriva unei echipe bune a campionatului, chiar liderul va veni la Timișoara în acest sfârșit de săptămână, Sportul Snagov. Cum vezi această partidă? Eu sunt foarte încrezător, avem și un moral bun, zic eu, după rezultatele pozitive care le-am avut în ultimele două meciuri și am toată încrederea că putem să câștigăm meciul ăsta. Așa cum am spus și mai devreme, putem să punem probleme oricărei echipe și dacă facem ceea ce trebuie să facem, cu siguranță o să reușim să luăm cele 3 puncte. Ce mesaj ai vrea să transmiți suporterilor lipensiști? Îi așteptăm un număr cât mai mare la stadion și le mulțumim pentru susținerea acordată până acum.